Bună seara, sunt Lidia Uja, începe ce înseamnă la Somax TV. Astăzi e o zi specială pentru mine, nu doar pentru că e vineri și pentru că așa cum probabil că v-ați obișnuit, de cele mai multe ori vorbim despre teatru, ci pentru că e ziua de vineri, dinainte de Ziua Mondială a Teatrului. Și întotdeauna va fi o zi specială, 27 martie, pentru că e ziua celui mai iubit lucru, ziua celui mai iubit fenomen, ziua pentru mine cel puțin. Și atunci încerc de fiecare dată să fac în așa fel încât această zi mondială a teatrului să se întâmple într-un fel, să însemne ceva, să genereze o schimbare într-un fel sau altul în lucrurile pe care le fac în fiecare zi, pentru că, deși la televizor ne vedem probabil mai des decât în sala de spectacole, dinspre dumneavoastră către mine, deși mi-ar plăcea ca lucrurile să fie invers, întotdeauna televizorul va avea o atracție specială, dar și sala de spectacole are avantajele ei, ba dimpotrivă chiar mai multe decât la televizor, dacă e să mă întrebați pe mine, dar se întâmplă ca mai mulți oameni să se uită la televizor decât să meargă la teatru. De ce e așa? Habar n-am. Ideal ar fi ca măcar mâine, de Ziua Mondială a Teatrului, să ne gândim un pic și la fenomenul ăsta extraordinar și la actorii care urcă pe scenă și la spectacolele care ne motivează, ne schimbă, ne emoționează. Despre toate lucrurile astea vorbim în seara asta cu actrița Mirela Nistor, actrița teatrului Mihai Eminescu Botoșan. Bună seara! Bună seara! Ce faci? Bine, m-am emoționat acum că ai spus de Ziua Mondială a Teatrului. Chiar mă gândeam așa la ce înseamnă teatru pentru mine și că subscriu la tot ce ai spus tu mai devreme. Plus, că n-am zis încă tot. Dar adevărul e că ziua asta mondială a teatrului, în ultimii 2 ani, că și anul ăsta, nu poți să zici că e sărbătorită senzațional sau că se întâmplă ceva. A fost văduvit teatru ca aproape niciodată, din punctul meu de vedere. Da, din păcate, iarăși cultura cumva a picat pe locul 2, 3, mai 4, 5, pe acolo, pe undeva. Și mi se pare, da, că am fost văduviți și cumva m-am simțit neîndreptățită, să zic așa, în toată această perioadă. Deși am respectat cu strictețe toate regulile, deși înțeleg foarte bine pericolele, consider că trebuie să ne protejăm, să purtăm mască și toate celelalte, mi se pare așa că teatrul era chiar un spațiu unde toate aceste lucruri puteau fi controlate poate mai bine decât într-un supermarket sau hipermarket și totuși cumva nu ne-au dat voie. Am fost pedepsiți. Da. Mă gândesc că și elevilor li se întâmplă la fel. Elevii sunt pedepsiți să stea acasă, ceea ce până acum un an era de neimaginat. Elevii sunt pedepsiți să stea acasă, actorii și spectatorii sunt pedepsiți să stea acasă, dar în altă ordine de idei, ce ai învățat-o de la ultima Zi Mondială a Teatrului până azi? Când se apropie Ziua Mondială a Teatrului, că e mâine. În anul ăsta, senzațional. Foarte trist. Am să spun niște lucruri foarte triste. Te rog. Legat de teatru, hai că da, să pui, am pe ei, da, legat bineînțeles. De teatru, bănuiesc, da? Da. Am simțit că se poate și fără noi. Da? Chiar ai simțit asta? Da. Dar eu am simțit că nu pot fără teatru. Deci cumva a fost așa... Un soi de paradox. Un soi de paradox. Și mi-am adus aminte că trist. Mi-am uitat cartea acasă. Că am vrut să vorbim despre paradoxul cimpanzeului în seara asta. În toată discuția asta cred că mergea foarte bine, dar așa e când pleci de acasă cu viteză și uiți lucruri importante, dar te rog să continui. Ce altceva ai mai învățat în anul ăsta? Că întâlnirea cu publicul este una magică. Și că contează foarte mult ca publicul să fie în sală. Am avut neșansa să dau o avanpremieră, să zic așa, fără public și a fost cumplit de trist, adică simțeam, nu găseam sensul. Sensul meu acolo era cumva, nu exista, nu știam de ce urmează să fac ceea ce urmează să fac, fiindcă nu aveam publicul nostru drag. Crezi că scena, tot în ideea asta, scena digitală, nu știu dacă pot să o numesc așa, dar hai să-i zicem așa, va rămâne și după, va rămâne activă și după ce perioada asta se va termina? Că la Sibiu, de exemplu, erau spectacole online și în perioada în care era scenariu verde. Depinde foarte mult sub ce formă. Eu abia săptămâna trecută am văzut un spectacol online, să spun așa, pe care
în care am găsit sensul teatrului online, dar era sub o formă foarte inedită, la Constanța a avut loc. Adică nu era un spectacol filmat care era dat pe internet? Nu, era un spectacol, totul se întâmpla live și era o combinație între teatru și cinematografie, dar totuși nici cinematografie nu pot să-i spui, pentru că totuși iarăși se întâmpla live, totul era atunci acolo. Era o struță, o cămilă. Da, dar care... foarte reușită. Uh-huh. Asta... Da. Cumva acțiunea a avut loc și, și într-o mașină și pe scena teatrului. A jucat și un... Nu, au jucat doi, de fapt. Botoșeneni. Doi botoșeneni, actor tineri botoșeneni, iar scenariul a aparținut unui altui botoșenean. Deci... Teo și cine? Teo Șoptelea și mai cine? Am un lapsus în acest moment. Nu-i bai, lasă Florin, că să-ți... Așa. Florina Ioanei. Așa. Iar... Florina Ioanei a și absolvit... Da, și este actor la Teatru din Constanța, iar scenarul... E foarte tânăr? Sau îl confund? Îl confund. Foarte tânăr, nu? Da. Iar scenariul aparține lui Sociu. Ionuț? Ionuț Sociu, așa. Deci cumva trei botoșeneni care la Constanța. Ți-au făcut o bucurie prezentând, da, după un an de zile un spectacol, mă rog, făcând parte dintr-un proiect care pentru mine a avut sens. Și de asemenea, cred că mai au sens totuși și spectacolele nu înregistrate, ci spectacolele live care sunt difuzate live. Adică telespectatorul... Da, live streaming, atunci se întâmplă, atunci vezi. Atunci vezi, da. Și dar... sunt filmate, adică relația actorilor, într-un fel, e firesc între ei, dar pentru camere și nu pentru o sală întreagă de spectacol, că într-un fel joci când te raportezi unei săli pline de oameni și altfel joci când știi că oamenii care te văd sunt cei care se plimbă în jurul tău cu o cameră de filmat, adică nu... Da, este diferit cu siguranță, n-am trăit această experiență, n-am avut această experiență, dar cu siguranță este foarte diferit. Și apropo de faptul cum spuneai că trei tineri botoșăneni au participat la proiectul care ți-a plăcut, cum se numește spectacolul? Ziua Z. Ziua Z. Tu ai foarte multe întâlniri cu tinerii prin prisma faptului că ești coordonatorul trupei, da, drama de foarte multă vreme, prin prisma faptului că ești actriță în Botoșani și probabil că te mai sună din când în când câte unul să te întrebe ce, sigur, și cum. Tineri care vor să devină actori, ce-i motivează pe ei? Ce-i mai motivează pe ei să devină actori și să facă meseria asta și, uite, să se bucure mâine că e Ziua Mondială a Teatrului? Mai sincer, nu i-am întrebat niciodată ce-i motivează. Uite, chestia asta n-am întrebat-o. Adică de ce să se facă ei actori? Tu de ce te-ai făcut actriță? De ce? Pentru că nu pot fără. Pentru că nu-și închipuie să... Nu se văd pe ei făcând altceva. Deci asta e întrebarea pe care o pune de fiecare dată. Păi de ce? Adică, da, de ce vrei să faci ceea ce faci? Te vezi făcând altceva? Dacă te vezi făcând altceva, mai bine faci altceva. De ce? Pentru că mi se pare că trebuie să fii cu totul meseria asta, nu poți să fii pe jumătate sau pe sfert, pentru că este greu, te expui fizic, psihic, ești acolo ca o carte deschisă, ești într-un mediu care nu tot timpul este cel mai frumos, cel mai drăguț și de cele mai multe ori în contexte pe care nu le poți controla, depinzi de mulți oameni în jurul tău, colegi, regizori, sunetiști, luminiști, adică nu poți să fii, nu depinde doar de tine succesul, să zic așa. Tu îți faci treaba cât poți de bine, dar nu tot timpul produsul este cel pe care îl dorești, pentru că nu depinde de tine. Și atunci mi se pare că ca să poți continua, trebuie să iubești foarte mult meseria asta și să fii cu totul și cu totul acolo și să pui multă pasiune. Da, asta cu pasiunea în anul ăsta a fost mult, nu știu cum să zic, a suferit foarte mult. Că știu foarte mulți tineri care sunt studenți la actorie și care se străduiesc și care învață, dar bănuiesc că pentru cei care au intrat anul ăsta, tu o știi foarte bine pe Raluca. Raluca? Raluca de la drama? Ama, Bianca, Bianca Nițu, nu știu care Raluca. Creață, slabă și frumoasă. Aba, dar Raluca, că... scuză-mă. Doamne, mă gândeam că nu știu, numele de familie. Raluca, da. Raluca, uite, Ama, că ai zis de alți oameni care au dat anul trecut admitere. Da. Și de la început, practic,
Au învățat lucruri noi, au învățat să monteze un video, au învățat să filmeze, au învățat alte lucruri față de ce am învățat noi în primul an de actorie. Asta vă întreb. Ții legătura cu fetele? Da. Știi ce, cum li s-a întâmplat lor anul ăsta? Foarte puțin am ținut legătura, recunosc că nu, și pentru că nu ne-am putut întâlni, pentru că, na, perioada, dar, da, au fost puse într-o situație deosebită. Până la urmă, trebuie să ne adaptăm. Asta este situația. Trebuie să ne adaptăm și să învățăm lucruri noi și să facem din ce avem, să facem rai. Da, corect. Rai din ce ai. Da, cam da, așa da. E. Am văzut relativ de curând, să zic, un spectacol de dans la Sfântul Gheorghe. Ți-l recomand foarte... N-am înțeles exact povestea, că era maghiară, evident. Glumesc, teatru dans. Așa. E o caracteristică a zonei ălea, chiar și Cluj. În vestul țării, spectacolele de teatru dans încă se întâmplă foarte mult. Eu aș numi o caracteristică, dar nu știu dacă e musai așa. Ce crezi că e caracteristic pentru Teatru Mihai Eminescu din Botoșani? Foarte greu să spun asta. E foarte greu să spun asta pentru că sunt în interiorul lui. Probabil dacă aș fi din exterior, aș putea mult mai ușor să pun puncte pe aici și să spun asta este caracteristic. Lucru în echipă? Da, aici vreau să ajung. Asta cred că vreau să spun. Cumva tot timpul am reușit să facem echipă pe scenă. Și indiferent de ce situații au fost sau de ce, nu știu, ca în fiecare mediu mai apar și mici conflicte între persoane sau diverse. Orice mediu, da, orice da. Mediu. Și mai ales în perioada asta în care a trebuit să repetăm online și lucrurile s-au schimbat, e firesc să fie și momente în care să fim cu toții debusolați și atunci din starea de stres și din încrâncenarea de a ne face meseria așa cum știm noi, să apară și mici tensiune. Dar de fiecare dată am simțit că suntem o echipă pe scenă. De fiecare dată am simțit că în momentul în care am intrat pe scândura magică, lucrurile se schimbă și cumva toate conflictele se aplanează și lucrurile merg înainte cu brio. Și cred că, nu cred, fapt știu sigur că asta a fost și un, asta este și o calitate pe care mai toți regizorii sau mai toate persoanele care vin din exterior o remarcă la trupa noastră. Faptul că reușim să facem echipă pe scenă și să fim uniți. Îmi spunea săptămâna asta un invitat de-al meu, în afara emisiei, bineînțeles, îmi povestea că a venit și a văzut, cel puțin de la începutul anului, toate spectacolele care s-au jucat la Teatru Mihai Eminescu, n-a ratat absolut nimic și vorbind cu unul dintre prietenii săi care e actor, îi spunea voi nici nu știți ce bun sunteți împreună. Nu mă, că și celelalte, da, și celelalte teatre, că nu e un spectator doar al teatrului din Botoșani, merge să vadă spectacole peste tot. Da, și celelalte teatre au, dar aici e ceva special. E ceva special la Botoșani? Normal, este foarte special la Botoșani, asta, pentru că suntem acolo noi, și da. Pentru mine, da, este universul meu. Măi, recunosc cumva că am așa un sistem de protecție și că cumva pentru că nu am mai reușit să urc pe scenă de foarte mult timp și că lucrurile s-au întâmplat, bine, acum s-a mai întâmplat măcar lucruri pe scenă, dar în perioada în care nu am jucat deloc, cumva nici n-am mai vrut să mă gândesc. Știi? Adică, durea atât de tare că ignorai într-un fel. Deci eu acum când am văzut o știre legată de clădirea teatrului, a fost așa ca un șoc, pentru că eu aproape că am uitat că mai există o clădire în lucru, pentru că mă doare atât de tare încât când trec pe lângă ea nici nu o văd. Deci eu nici nu pot să mă uit. O singură dată am făcut această greșeală, mare greșeală, acum vreo 6 luni, treceam cu soțul meu, mă plimbam pe lângă teatru și m-am uitat pe lângă clădirea teatrului și aproape că m-a bușit plânsul. A avut o reacție, da, puternică de... Uitându-mă la ferestre și am zis că, uite, aici era cabina actrițelor, aici era regruparea, aici, și am zis că, ok, eu nu pot să fac asta. Este așa un sistem de autoapărare în care prefer să mă îngrop în muncă sau să fac totul altceva, dar da, să mă gândesc la... Da, și pur și simplu să dispară gândul ăsta, că s-ar putea pentru să... Pentru că sunt conștientă că în momentul ăsta, nu, mă rog, până când o să fie gata, nu pot să mă mai uit la clădirea respectivă. Sper din tot sufletul să fie gata cât mai repede, sper să nu ne mai închidă, să zic așa, și teatru și scena și să putem juca mai departe, dar până una în alta nu prea mă mai gândesc la asta. Încerc să mă bucur de momentele pe care le am când le am și punct, și trec mai departe. Și apropo de asta, de spații în care jucăm, putem găsi în Botoșani și spații alternative sau spații inedite în care să putem să ne mutăm
parțial activitatea, mă refer la proiecte pe care să le putem face, așa cum se întâmplă în marile orașe, teatru de... Fără doar și poate există potențial enorm și în echipă și în loc. Trebuie numai să vrei ca să poți. Ar face asta o concurență neloială teatrului dacă s-ar întâmpla în afara instituției? Nu cred. Cred că în ziua de astăzi trebuie să fim deschiși la minte și să vedem și alte perspective. Nu mai suntem în, să zicem, în 2021. Oamenii poate mai cu precădere ar aprecia un act artistic care se desfășoară în afara instituției, să zic așa, și poate mai degrabă l-atragi apoi într-un să vină spațiu în instituție. Neconvențional. Da, l-atragi într-un spațiu neconvențional și apoi îl convingi să vină și în sala de teatru. Decât invers. Nu știu. Cred că există loc pentru orice și cred că trebuie doar să Sky is the limit. Da, trebuie să deschidem ochii și să ne dăm seama că în ziua de azi este mult mai greu să convingi publicul să vină într-o sală de teatru, că trebuie să-l convingi, că trebuie să-l atragi acolo, că trebuie să faci lucrurile să fie mult mai interesante. Și putem să mergem și noi către public? Da, cum să nu? Păi, de ce nu? Păi ce, ne suim, nu cred în asta că trebuie să ne suim noi acolo pe un piedestal și să zicem noi nu facem nimic să vină ei la noi. Nu, nu cred asta, nu. Cred că noi avem nevoie de ei. Da, așa cum... Foarte mare, acum așa cum ei au nevoie de teatru. Numai că s-ar putea ca mulți dintre ei să nu-și dea seama că au nevoie de teatru. Și atunci trebuie să mergi tu către ei. Crezi în asta, în faptul că oamenilor n-are cum să le fie dor de ceva ce nu cunosc? Da, normal. Cum să le fie dor de ceva ce nu cunosc? Nu știu. Am văzut un afiș la un teatru din București, Teatrul Excelsior, acum 2 ani de zile, care m-a marcat așa. Eram la regrupare, eram într-un festival cu copiii de la drama și mă uitam la vizierul lor și era acolo un afiș mare în care era ceva de genul... ar trebui un mesaj pentru actor, că ar trebui să joci ca și cum un om vede pentru ultima oară un spectacol de teatru, dar și ca și cum se află acolo un spectator care vede pentru prima dată un spectacol de teatru. Da, ce mesaj puternic. Da. Da, și o responsabilitate foarte mare, pentru că exact. Atunci tu trebuie să-ți dai seama că conexiunea și actul artistic care se desfășoară atunci sunt foarte importante și tu trebuie să dai practic totul. Cât poți tu de mult în momentul respectiv, să faci tot ce ai putut. S-ar putea să nu-ți iasă, că sunt și momente în care efectiv nu iese. Oricât de mult te-ai chinui și ai încerca și ai... Se întâmplă să nu se potrivească lucrurile, să nu fie o anumită chimie, să nu fie energiile, momentul. să nu se împărtășească la nivelul la care probabil că se întâmplă atunci când e maximum, când e catarsisul cel mai catarsis de pe lume. Da, dar nu trebuie să-ți reproșezi lucruri când ești în scenă. Tu trebuie să fii sigur că cel puțin eu așa cred, că eu trebuie să fiu mulțumită și să știu sigur că am făcut tot ce am putut. Și atunci gândul ăsta, dorm bine noaptea, să zic așa. Da, corect. Lucrurile stau așa, dar e ok. Adică sunt împăcată cu ce am făcut tot ce am putut și punct. Și cam de aici atât am putut să fac. Am făcut absolut tot ce am putut. Eu mai mult atâta... Poate n-a depins era... de mine, poate a depins de alte lucruri, da? E complicat să vorbești despre ziua mondială a teatrului, ziua care sărbătorește lucru pe care, într-un fel, îl iubești cel mai tare? Da, în contextul actual mi se pare foarte complicat. Mi se pare dureros și te dau lacrimile, efectiv, pentru că mi-e dor de, nu știu, mi-e dor de spectacole în care suntem toți, mi-e dor de sala plină, mi-e dor de aplauzele să răsune sala, așa să fie, să simt murmurul respectiv. Am avut premieră săptămâna trecută și recunosc că este foarte diferit în momentul în care publicul este distanțat. Duminică a fost sala la capacitate maximă, la 30% din tot ce se putea. Așa este, nu zic nu, mă bucur pentru ce se întâmplă și sunt recunoscătoare. Dar mai că există diferență în momentul în care oamenii se află la distanță fizic unul de altul. Cumva energia se... Nu reușește să se facă... Da. Și mai ales dacă discutăm despre o comedie, la comedii, în general...
altfel se simte publicul în momentul în care ei stau mai compact, să zic așa. Da, e o masă comună, așa, sunt mai multe energii așezate din loc în loc. Exact. Când se adună, e explozie. Și ca da, să și nu începem să publicul altfel. Ca să nu începem să bocim amândouă, da, luăm o pauză de publicitate, să ne sigur revenim, mai ales noi un pic, și continuăm discuția despre teatru, acum în prag de Ziua Mondială a Teatrului. Pauză și revenim. Gata, pauza de publicitate, vorbim tot despre Ziua Mondială a Teatrului și tot cu actrița Mirela Nistor sau Ela Nistor? Ela Nistor. Așa, ca să punem o dată punct, că la mine în continuare scrie Mirela Nistor, deși pe afiș păi scrie Ela. Păi, da. Tu trebuia să pui acolo Ela. Ela, Ela e și pe afiș. Da. E numele tău de scenă. Da. Ela Nistor. Bine, e cineva care să-ți mai spună Mirela? Da. Mama? Tata? Nu. A, nu, nu, familia, nu, de acolo a plecat totul, ei îmi spune Ela. Și cine îți mai spune Mirela, în afară de mine la televizor? Nu știu, mai sunt persoane care îmi spun Mirela, dar nu îmi dau seama acum efectiv să-ți spun așa, imediat. Dar mai, da, sunt, mai sunt persoane care îmi spun Mirela. Vorbim despre Ziua Mondială a Teatrului, da, și despre importanța publicului în scenă și pentru el și pentru noi și despre cât e de important și să găsim soluții să vină publicul la... Pe, în sala de spectacole să ne vadă, să mergem noi la public. Ce părere ai despre spectacolele în aer liber? Cred că sunt minunate, dar cu un mare, mic amendament, să zic așa. Spectacolul în aer liber sunt minunate atunci când sunt construite pentru aer liber. Noi am mai fost în situația în care să preluăm spectacole care, care erau construite pentru scenă, pentru o sală, uh-huh, și care să fie apoi adaptate pentru exterior, dar nu funcționează. Pentru că spectacolul în aer liber au o altă estetică, cu totul și cu totul o altă estetică. Bine, aici trebuie să facem diferența, într-un fel, pentru că anul trecut am văzut ce înseamnă spectacol în aer liber și altfel decât știam noi până anul trecut. Da, adică spectacol de pentru piață, cum ar veni, spectacol în aer liber în piață e exact ce ai zis tu mai devreme, adică trebuie adaptat, și spectacolul în aer liber în condiții de teatru, cum s-a întâmplat așa, la Cornișa, corect, și cum s-a întâmplat la Ipotești. Ți s-a șters asta, nu? Mi s-a șters asta, da, din clar, memorie, era... scuză. Dar nu, că e ok, că la asta mă refeream, la spectacolul, da, în aer liber. La spectacolul în aer liber, cele pe care le-am avut vara trecută au fost ok, pentru că au fost în tocmai condiții de teatru. Tocmai am descoperit că se poate și așa, se din punctul meu de vedere. Așa. Dar în condiții de teatru, adică în anumite context, într-un anumit context, de genul cum a fost la Cornișa sau la Ipotești. La Ipotești, fost... mie mi s-a părut că e un spațiu mult mai bun pentru spectacole, da, dar e o părere personală, nu are legătură. Și mie mi s-a părut la fel, pentru că este și un spațiu cultural. Da. Și simți cumva o energie specială. Și dacă te acolo mai gândești că pe acolo a trecut și Eminescu, chiar îți dă un soi de... Că s-a plimbat el așa, poate, da, da, gândindu-se la teatru. Da, poate cu pe siguranță acolo... S-au înfiripat primele lui gânduri de a fi suflor. Dar eu am mai fost și la niște ateliere pe la Ipotești și, într-adevăr, spațiul respectiv are o energie aparte și e foarte, e deosebit. Și am simțit și publicul altfel acolo. Mi s-a părut că au venit mai cu drag decât ar fi venit la Cornișa. Deci, și acolo este un spațiu foarte bun, dar da, zic da, da, așa... Doar că e altfel de energie. Te gândești exact că e un spațiu făcut pentru distracție. Merge stand-up acolo, ar funcționa mai bine, mai spre direcția asta, pe când la Ipotești merg absolut toate spectacolele, pentru că poți și să râzi în hohote, poți și să plângi pe scaunele alea, poți și să... E... Da. Condițiile, sunt respectate condițiile unei săli de teatru, chiar dacă e în aer liber. Exact. Și e... poate fi chiar magic. Da, chiar a fost. Am fost la câteva spectacole la Ipotești și mie am mi s-a întâmplat asta, da. Și mi-a plăcut foarte mult atmosfera și tot ce s-a creat acolo. Luna, vântul, stelele, oamenii, noaptea, liniștea. Sper sincer chiar dacă se termină, Doamne ajută să se termine. Când se va termina pandemia, așa, nu dacă se termină. Când se va când, termina, exact, așa trebuie să gândim. La vară, adică, Doamne ajută să fac și cruce la televizor. Vom juca și în la Ipotești, pur și simplu, să avem și o mini stagiune acolo, pentru că mi se pare că e foarte frumos. Da, și că legătura asta trebuie păstrată într-un fel. Uite, chiar apropo de asta, să mergem noi la spectatori, deși acolo plecăm toți de pe la casele noastre, și noi și ei, să ne adunăm într-un spațiu care are o energie spectaculoasă. Ce crezi că trebuie făcut? Că știi cum e, ne bucurăm că e Ziua Mondială a Teatrului, ne aplaudăm unii pe alții, ne strângem în brațe, ne zicem la mulți ani, poate ne cumpărăm și câte prăjitură să sărbătorim, dar trebuie să ne gândim și la lucrurile care
poate că nu funcționează întotdeauna foarte bine. La lucrurile pe care ar trebui să le schimbăm până anul următor, când va fi din nou Ziua Mondială a Teatrului. E adevărat, acum vorbim despre o Zi Mondială a Teatrului în condiții de... Când vorbești ce trebuie... De ce trebuie să facem, te referi la noi actorii, la noi două sau la modul general? Ce trebuie să facem și noi două și la modul general ca lucrurile să funcționeze, ca mecanismul ăsta care înseamnă teatru, că e un întreg mecanism, să funcționeze mai bine de atât, să-l îmbogățim, să-l aducem mai, să fie mai prezent în comunitate. Cred că ne trebuie un suflu nou, sincer, simt nevoia de oameni noi la Botoșani, simt așa că... De vânt așa, de viscol, da, care să ne reorganizeze un pic. Și de asta, dar și de oameni tineri angajați, de actori tineri, uh-huh, simt nevoie de acest lucru. Și cred că noi trebuie să deschidem ochii, să lărgim orizontul, să vedem și alte perspective, să fim mai prezenți și online. Simt nevoia ca Teatrul Mihai Eminescu să fie mai prezent online și noi actorii să fim cumva... prin Teatrul Mihai Eminescu mai prezență online, pentru că acum publicul să fie de acolo și a... Nimeni nu mai stă să se uite pe stradă, de exemplu, la afișe. Cine se mai uită la afișe? Să meargă pe stradă, să se uite pe stâlpi sau pe orice alte diverse... Da, locuri pe unde locuri se, pe unde se pun afișe. Toată lumea stă cu ochii în telefon și cred că ar trebui... În telefon ar trebui să fim și noi. Da, cred că ar trebui să fim și noi mai prezenți și cred că, nu știu, simt că ar trebui să ne dăm o actualizare, așa, uh-huh, actualizare 2021, știi? Da, un soi de, știi că te anunță telefonul la toate aplicațiile pe care le ai, din când în când telefonul spune actualizare pentru și îți dă acolo, exact, aplicațiile. Ar trebui să folosim și noi un... Și, din păcate, uite, și încă și acum mai primesc întrebarea unde jucați. Nu pot să cred. Da? Am primit. Nu pot să... Bine, da, dar cred că e vorba despre oameni care se întâlnesc cu tine, știu că ești actriță și atunci vor să găsească un subiect de discuție, nu s-au interesat niciodată. Sunt și oameni care n-au călcat deloc în Casa Tineretului, pur și simplu pentru că este Casa Tineretului și pentru că nu este teatru. Sunt oameni care n-au mai venit deloc la teatru de când ne-am mutat. Deși trupa continuă să existe și spectacole au continuat să fie și spectacole chiar au foarte bune, spectacole, da, foarte bune. Și atunci este foarte trist că ne... și pe mine mă doare că acea clădire nu există, dar trupa trebuie să existe în continuare și teatru trebuie să se întâmple în continuare. Și comunitatea să se bucure de lucrurile. Ca mai apoi să, cum să zic, dacă se va face clădirea, să merite efortul. Să avem ce pune în clădirea respectivă, corect, știi? Da, da, adică da, da, să fie o trupă care nu s-a pierdut, să fie o trupă activă și care cum să dea, e, cum să dea valoare clădirei, pentru că degeaba vei avea o clădire foarte frumoasă dacă trupa nu va fi pe măsură. Și atunci cred că oamenii ar trebui să fie mai înțelegători și cumva să nu ne pedepsească pe noi sau teatru. Adică așa cum acceptăm noi condițiile schimbate în care lucrăm, să accepte și condițiile schimbate în care trebuie să vină să ne vadă. Da, pentru că noi continuăm să facem performanță și să fim la fel de riguroși, chiar dacă spațiul s-a schimbat. Pentru noi nouă ne este mai greu încă, dar continuăm să facem ce putem maximum mai din maximum lucrurile pe de care lucrurile pe care le avem. Și atunci mă aștept ca și alții să vadă lucrurile astea și să treacă peste aceste preconcepții că dacă nu merg într-o sală, nu știu cum, nu e bine. Da, adică... până la urmă e vorba de oamenii pe care îi vezi acolo și de energiile care se nasc acolo și de atitudinea care se simte din... Da, teatrul înseamnă foarte mult și imagine, dar în primul rând înseamnă emoție. Și eu înțeleg că suntem și un teatru care nu are poate bugetul teatrului din Iași, unde vezi clar niște decoruri sau niște costume impresionante. Nume cu notorietate, Purcărete, exact. Afrim, exact. Regizori. Dar care... asta nu înseamnă că, asta nu garantează și emoția sau reușita unui spectacol. Pentru că o imagine bună poate găsesc și într-un film sau poți să mă uit la o fotografie. În schimb, emoția teatrului se întâmplă acolo și, cum să zic, lipsa unui decor, nu știu cum, sau lipsa unei săli, nu văduvește valoarea spectacolului. Da, îmi dai dreptate. Nu că îți dau dreptate, sunt chiar...
ușor emoționată de lucrurile, nu, nu pentru că nu le-aș ști sau că nu le-aș gândi, dar da, când le aud de la un coleg de-al meu și spuse atât de clar, corect și foarte, nu știu cum, simplu în același timp. Da, nu știu cum să-ți explic. Simt așa, toată perioada asta m-a pus foarte mult pe gânduri și mi s-a făcut deseori dor de teatru și m-am gândit foarte mult. Și iarăși a fost așa o tristețe când s-a deschis teatrul, nu știu cum, mă așteptam să năvălească lumea și nu a năvălit lumea de fiecare dată. Nu, dar slavă Domnului că publicul botoșănean rămâne în continuare iubitor de teatru și asta... Rămâne în continuare iubitor de teatru, dar dacă același număr de spectatori ar, cum să zic, ar dori să vină la teatru cum veneau și în alte perioade, probabil ar trebui să jucăm și joi și vineri și sâmbătă și duminică ca să mulțumim pe toată lumea, pentru că înainte aveam să le pline, nu? 600 da, de locuri, da, da, cât erau acum. Corect. Sunt doar 200, dacă nu mă înșel, cam așa, acolo pe undeva, mă gândesc eu dacă o treime. Da. N-am întrebat, doar am văzut așa un pic, am tras cu ochiul în sală, dar ți-e și greu să-i numeri pentru că sunt la distanță. Și atunci probabil că ar trebui să jucăm și joi și vineri și așa mai departe. Cred. Uite, că... la Iași se joacă, s-a jucat aproape, cât până se închide, se jucau aproape în fiecare zi. Tocmai pentru că era atât de multă, erau, atât de mare cerere. Da, și bine, puțin la sală. Cea mai recentă premieră pe care Radu Afrim a avut-o la Iași, în 5 minute s-au terminat biletele. Îți zic că am încercat. N-am reușit să văd nici primul, nici al doilea și ghișce, nici al treilea spectacol care a fost pe 18. Da. Pentru că oamenii sunt din ce în ce mai reticenți, în primul rând. Cred să că vină le e frică în spațiu. Că frica frica de virus, frica de situația asta sanitară, crezi că ăsta e motivul principal pentru care oamenii rămân așa un pic în... Nu cred. Cred că e vorba în primul rând de spațiu. Da? Cred că e vorba de... acum, na, cer iertare. Vorbesc despre instituția unde lucrez, dar cred că e vorba și de o lipsă de promovare masivă. Uh-huh. Și de acel, nu știu cum, praf de magie pe care se, cumva, care ar trebui dat teatrului în Botoșan și care lipsește, dar lipsește motivat, în această perioadă, zicem, motivat. Da. Uh-huh. Cred că e vorba primul rând și în primul rând de spațiu. De spațiu unde jucăm. Și cu asta am zis tot, adică na. Nu depinde de noi. Iar da, revin, păi, la situația zic, nu, pe nu care, e ca și cum, de la care am ziua... început. Da. Pasiunea depășește și iubirea mea față de teatru depășește, adică este atât de puternică încât nu mă las, cum să zic, învinsă de toate aceste lucruri care se întâmplă, de acest context nefast în care noi suntem. Și de asta continuăm să facem ceea ce facem, indiferent de context. Te ții minte că în ultimii 50 de ani să se mai fi închis vreodată teatru cât a fost închis în ultimul an? Nu. Adică nu știu eu prea multă istorie, dar parcă nu. Nu cred, nu cred. Nu cred, dar, mă rog, asta este situația, trebuie să ne adaptăm la ea și să facem ce putem în contextul dat. S-au găsit soluții creative, au avut actori, că dacă deschideai internetul, era plin de poezii. Deci, plin, nu cred că s-au zis atât de multe poezii ca anul ăsta, aproape niciodată. Plin de poezii, toată lumea zicea poezii pe internet. Dacă nu zicea poezii, citea o poveste, că recunosc, eu acolo am rămas la cititul de povești. Doar audio, nu și video, ca să nu deranjăm în toate formele. Dar s-au citit și s-au zis atât de multe poezii în ultima perioadă și oamenii au încercat să facă, adică l-am urmărit într-o perioadă pe... Este incredibil ce lapsus am exact, sunt în situația ta, zi-mi, e profesor la București și e actor, Vlad Logigan, Vlad mulțumesc. Logigan, da. L-am urmărit pe Vlad Logigan în niște posteri. Da, că, dacă zici niște detalii, îți amintești imediat despre cine da, e vorba. Știu despre cine e vorba, dar nu, eu râd de posterile lui. Da, de... da, da, tocmai. L-am văzut în niște chestii și la unele ziceam, băi, e genial, și la altele mă uitam așa într-un cot. Ușor rușinată, ca să fiu sincer, adică știi filmulețele lui, videourile lui despre influenceri? Da. E, alea, zici, ok, bine, din punctul meu de vedere, nu, n-are rost să continui, adică nu vreau, nu dezbatem foarte tare pe subiect, că trebuie să-l căutați pe Vlad Logigan pe internet să vedeți exact ce a postat ca să știți despre ce vorbesc. Dar ție cum ți se pare inflația asta de, că ziceai că la noi ar mai fi nevoie de niște vizibilitate problema în online. Problema este că cumva a fost luat cu asalt online-ul, dar noi nefiind pregătiți niciunul pentru asta. Am testat? A fost o testare și, bineînțeles, prima dată, ca un copil ne-am care învață să meargă, ne-am pus, întâi am căzut de multe ori.
Și cred că încă mulți continuă să cadă. Da, da. Așa, să învețe din greșeli, acum să sperăm că învață din greșeli. Dar asta ți explicam, că eu abia acum, vinerea, sâmbăta trecută, am reușit să văd un spectacol online. Cu adevărat online. Cu adevărat online. Care m-a pus foarte tare pe gânduri și care m-a atins. Bine, deși am mai auzit că mai sunt, dar n-am reușit eu să achiziționez un bilet, trebuie să mă ocup de treaba asta. Că au mai fost la Bulandra, au fost chiar acum, weekendul ăsta, Oscar și Tanti Roz cu Marius Manole. Oscar și Tanti Roz, care a adunat 6.000 de spectatori. Exact, deci au umplut online practic 20 de săli Bulandra, dacă s-ar fi jucat în sală. Așa. 20 de săli Bulandra. Da, care știi care e... live streaming. Da, dar știi care mi se pare mie... Nu știu cum să zic, vine zi paradoxul, dar nu știu dacă e musa, e un paradox. Oamenii cumpără bilete online pentru spectacole care au nume cu notorietate. Am zis asta și la radio și cred că o să așa zic este întotdeauna. Oamenii ar trebui să încerce, din punctul meu de vedere, spectatorii ar trebui să încerce să vadă spectacole și în provincie. S-ar putea ca, deși pe afiș nu e niciun nume foarte cunoscut, nu e niciun nume cu notorietate la nivel național, s-ar putea să descopere emoție într-un spectacol de provincie, s-ar putea să descopere actori foarte buni într-un spectacol de provincie. Așa este. Dar trebuie să-i Lidia, aducem un pic, cum facem asta? Nu pot să-i acuz, pentru că nu știu, un șampon și evident am de ales într-un șampon pe care am știut de marca lui, am mai auzit de el și un șampon de care n-am auzit și atunci prefer să dau mai mulți, indiferent de bani, nici nu mă uit. Da. Prefer să le iau pe ăla de care am auzit. Tocmai știu, da. Mi-ar plăcea foarte tare să găsim o rețetă prin care să reușim într-un fel, nu știu cum. Ne trebuie oameni pregătiți pentru asta și ne trebuie specialiști, specialiști în marketing, specialiști în domeniu. Crezi că e și vina noastră că n-avem notorietatea lui Marius Manole din social media? Nu cred asta. Marius Manole, în primul rând, joacă foarte mult în București și a jucat la foarte multe teatre și a avut multă activitate. Nu, dar el e foarte vizibil în online. E foarte vizibil online pentru că a și ales să fie vizibil în online, dar până acum vreo 6 ani nu era atât de vizibil, să zic așa, nu era atât de cunoscut. Da, da. Indiferent de situație, cred că nu am fost pregătiți, cred că abia acum înțelegem și cred că abia acum începem să ne deslușim ce este cu acest online. Pentru că vezi tu, chiar și spectacolul de care vorbim cu Marius Manole, se juca pe teatru, este spectacolul pe care l-au făcut cu publicul în sală, l-au jucat foarte mult cu publicul în sală. Și el este clar văduvit de prezența publicului. Dar eu asta ți explicam, că eu am văzut acum un spectacol care nu avea nevoie de prezența publicului, care era făcut clar special pentru online. Da. Ori, cred că abia aici începem noi să învățăm cum se fac lucrurile sau cum să adaptăm cumva tehnica secolului în care trăim și cu ceea ce știm noi și să iasă un produs corect. Și am avut repetiții cu copiii de la drama online și am încercat mai multe variante, să facem tot felul de lucruri, să citim, să facem lecturi, să abia acum începem cumva să ne întâlnim într-un context clar stabilit, într-o sală mare, cu spațiu, cu măști, cu toate. De abia acum am reușit să găsim această formulă, dar nu a funcționat absolut deloc. Pentru că este foarte greu să lucrezi online ceva ce apoi ar trebui să aibă loc pe o scenă. Nu există conexiunea între oameni, nu există, mai ales la ei care nu sunt profesori. Nu reușesc, da, corect, asta voiam să subliniez și eu. E vorba și de tineri care nu sunt obișnuiți, nu știu toate mecanismele unui spectacol de teatru profesionist, ei abia acum învață niște lucruri. Și apoi am decis să facem un momențel de Crăciun care să fie pentru online, să fie un filmuleț difuzat online. În momentul în care am decis asta, lucrurile au funcționat cu totul și cu totul altfel. Într-un fel, când lucrezi ceva online, el ar trebui să fie tot pe aceeași platformă, să zic, tot online difuzat. Da. Când vrei să lucrezi ceva pentru scenă... Nu există hibrid. Nu cred. Și ca mașinile să funcționeze nu există. O ascultăm pe Manuela Hărăbor zilele trecute, a fost la o emisiune TV și povestea despre faptul că teatru online nu există, că ar trebui să se numească altfel. Că n-ar trebui să se numească teatru. Ești de acord cu asta? Că ar trebui să poarte chiar spectacolul despre care tot vorbim? Cred că discutăm despre un nou gen care se numește, cred că, performance, dacă ar fi să o luăm așa, și care este din ce în ce mai mediatizat în
străinătate. Și nu, dar mă referam strict la asta. Ești de acord cu faptul că acest performance, da, acesta trebuie să se numească altfel, dar nu teatru? Pentru da, că teatru e acolo unde e el de generații. Da, cred că trebuie să numească performance. Și am încheiat aici. Bun. Scurt, direct pentru și la obiect. Pentru că performance-ul îmbină mai multe tipuri de artă din domenii diferite, ceea ce înseamnă teatru, film, dans, și iese un hibrid care putem să numim performance și care, da, ar combina mai multe elemente. Ela, mai avem un minut și un pic din emisiune. Da, 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 nu da, cred. Da, serios. Așa de repede, Doamne, ce repede da, a trecut. E foarte repede. Asta și pentru că discuția e una care nu ne-a pus probleme, ca să zic. Zi-mi, te rog, în minutul ăsta și un pic, zi de fapt ce vrei tu, ce simți tu, cum crezi tu că ar trebui să te adresezi publicului de Ziua Mondială a Teatrului? Știi că în fiecare an câte o mare personalitate vorbește despre Ziua Mondială a Teatrului, transmite un mesaj care e de foarte multe ori citit în teatrele în care se întâmplă să fie spectacol în ziua respectivă. Ok. Te rog, uite, este camera 2 este a ta. Deci este un mesaj super, super scurt. Mergeți la teatru. Atâta tot. Dacă mergeți la teatru, asta este tot mesajul pe care aș putea eu să vi-l transmit și tot ce ați avea dumneavoastră nevoie ca să înțelegeți teatru. Mergeți la teatru! Da, ăsta e un mesaj foarte bun și îți mulțumesc și pentru că ai venit astăzi și pentru că ai fost atât de emoționată cum nu așteptam să te... Adică, da, e un lucru pe care îl simt, dar nu așteptam delicat să fie... E, a ajuns teatru să fie un subiect foarte delicat. Ela, mulțumesc! Te pup! Mulțumesc și eu! Asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Am vorbit despre Ziua Mondială a Teatrului. Reiau mesajul pe care l-a avut colega mea Ela Nistor. Mergeți la teatru, e foarte important și pentru dumneavoastră și pentru noi. Și atunci când sala este plină, chiar când zic plină, mă refer la procentul ăsta de 30%, câtă vreme sălile de spectacol încă sunt deschise, mergeți la teatru și nu o să vă pară rău și garantez eu că nu de la teatru vă veți îmbolnăvi, în primul rând pentru că nu vă atingeți de nimic. În al doilea rând, sălile sunt atât de mari și distanțele între spectatori sunt atât de mari încât șansele sunt mai puțin de zero. Există șanse mai mici de zero? Hai să zicem că ar fi, ca să îmi dea mie dreptate în seara asta. Mâine e Ziua Mondială a Teatrului, la mulți ani tuturor actorilor, la mulți ani tuturor spectatorilor, la mulți ani tuturor celor care, într-un fel sau altul, fac această lume una spectaculoasă. Ne vedem miercuri. Pa!